Vă salut și vă urez bun venit la o nouă lecție dintr-un ciclu de ore virtuale la educația plastică în clasa a doua. Mă numesc Rodica Boiacov și astăzi vom desena împreună. Când cuvintele se așează bine și frumos în frază, ele sunt atunci vezi bine ca un dulce roi de albine. Zum, 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 în armonie, nasc o sfântă melodie. Un cuvânt cu alt cuvânt se alină, se îngână în legământ. Și asta e limba cea română. Copii, fiecare artă are limbajul său, inclusiv și arta comunicării. Arhitectorul se exprimă prin forme, dansatorul prin mișcări plastice, compozitorul prin sunete muzicale armonioase, el se exprimă prin limbaj muzical. Chiar și la matematică comunicăm în limbaj matematic. Copii, astăzi vom descoperi limbajul plastic. Artelor plastice le este specific un alt tip de limbaj. Acestea este de natură vizuală și se exprimă prin linii, puncte, culori, pată și altele. Pe rând cu alte limbaje, limbajul artistic, plastic, ne ajută să pătrundem în lumea frumosului. Deci, rețineți, punctul, linia, forma, pata și culoarea sunt elemente ale limbajului plastic. Ghiciți, e rotund, e un năsturel, crește linia cu el. Desigur, copii, e punctul. Azi, ploița veselă ne va ajuta să realizăm o compoziție în puncte. Pentru aceasta veți avea nevoie de o foaie de album, acorelă, pensulă mică și mijlocie, un pai de suflat, niște bețișoare cu vată, o periuță de dinți veche, apă și paletă. Dar e bine să știți, punctul este cel mai simplu element al limbajului plastic. El poate fi obținut la atingerea creionului, pixului, pensulei și altor instrumente. Prin aranjarea iscusită a punctelor pe hârtie, dirijate după culoare, direcție, dimensiuni, putem alcătui diverse imagini și compoziții plastice. Aflați mai multe despre punct la pagina 44-45 din manualul vostru de educație plastică. Acum la treabă. Ploaia pornește. Oare ce obiecte ne protejează de ploaie, copii? Sigur că umbrela. Vizionați cu atenție instrucțiunile și pașii de lucru, apoi vă îndemnați să creați. Deci, ați aranjat foaia vertical și schițați cu creionul o umbrelă la mijlocul foii. Conturați cu o cariocă la dorință și colorați și mânerul. Decorați cu buline colorate umbreluța, tapând cu bețișorul cu vată muiat în acorelă. Acum, când umbrela deschisă este gata, poate și să ne plouă. Deci pictăm norii, ploaia plângăreață cu ajutorul următoarelor tehnici. Scurgerea liberă, suflarea dirijată și stropire forțată. Deci vom desena norii, ploaia, poate și soarele ascuns. Norii copii îi desenăm cu pată albastră de culoare, cu multă apă și suflăm cu paiul dirijat spre umbrelă. Apoi cu periuța de dinți, pe cum vedeți în imaginea 3, veți acoperi cu vopsea și apă și veți stropi forțat cu degetuțul, picături mici. Astfel vom obține un desen realizat în puncte mici, elaborate spontan prin stropire și puncte mari prin ștampilare, umbrela și ploița veselă. Bravo! Ați reușit să realizați un produs de lăudat! Genial! Iar acum, copii, la finele lecției, ploița harnică ne cerne cu câteva picături cu întrebări la finele lecției. Fiți atenți! Ce elemente include limbajul plastic? Așa, vă amintiți, numiți instrumentele cu ajutorul cărora putem obține puncte. Bravo, sunteți formidabili!
Și vă propun acum, în timpul liber, să observați obiectele, ființele de natură care conțin puncte și să le admirați cu plăcere. Eu am găsit-o, o buburuză, dar voi, copii! La revedere! Până la o nouă întâlnire!